Pompieri hunedoreni participă alături de alți colegi din țară, începând de ieri, 30 iulie, la misiunea de prepoziționare care are loc în Franța în vederea consolidării rezilienței autorităților franceze în gestionarea incendiilor de pădure. Din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara se vor afla în misiune 8 ofițeri și subofițeri care vor face parte dintr-un modul național specializat în stins incendii de pădure. Programul este organizat de Direcția Generală Protecție Civilă Europeană și Operațiuni de Ajutor Umanitar. Pentru perioada 30 iulie-2 septembrie 2023, Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, au operaționalizat contingentul format din 40 de pompieri, care, în timpul viitoarelor misiuni, se vor folosi de 3 autospeciale de stingere a incendiilor de pădure, o cisternă cu capacitatea de 30.000 de litri, o autospecială de mare capacitate, un microbuz de transport de personal și un autocar. Acum noi participăm un lucru promis de la începutul anului în Franța, astea sunt planificate misiunile de prepoziționare, care a fost stabilit împreună cu Protecția Civilă Europeană și acum au plecat echipa care va fi prepoziționată în Franța. S-au cerut prepoziționări în 3 țări. Grecia, Franța și Portugalia. România participă în Grecia și în Franța. Alte țări participă în Portugalia, în Franța sau Portugalia și Grecia. Deci asta este împărțit între țările membre ale mecanismului de protecție civilă. Salvatorii hunedoreni sunt conduși de capitanul Petru Cibian, care îndeplinește în cadrul modulului specializat funcția de on-site commander.